DNA. Ceea ce e o problemă. Ne creează o problemă pentru că toată această campanie de victimizare a PSD-ului distruge într-un fel credibilitatea în justiție și vedeți și dumneavoastră că se întâmplă anomalii ca la locale, adică oameni care sunt în situații speciale trimiși în judecată pentru fapte de corupție sunt votați de electorat. Eu cred că asta n-ar trebui să fie un lucru cu care să ne fălim, ci ar trebui să fie un lucru pe care să-l considerăm de nerepetat.